lovituri fără precedent pentru subliniere oferi, amenziile radar nu vor mai putea fi contestate. Până mai ieri, oferii au ce pot ataca în instant o amendă aplicat pentru depirea limitei de viteză sau decizia polițistului rutier de a le fi suspendat permisul de conducere în baza constatării vitezei de rulare a autovehiculului cu ajutorul aparatelor radar. Aveau de partea lor unic ajutor, acea marj tehnic de eroare admis de +/3 km pe oră la viteze de până la 100 km pe oră sublinierei de +/3 din valoarea vitezei înregistrate în cazul vitezelor de peste 100 km pe oră în cazul radarelor aflate pe autoturisme staționate. Dacă aparatul radar era montat pe o mașină aflată în micare din dotarea poliției rutiere, ajutorul oferilor era de 4 km pe oră la viteze de până la 100 km pe oră sublinierei de +/4 din valoarea vitezei înregistrate în cazul vitezelor de peste 100 km pe oră. Acum, toate aceste date tehnice sunt istorie, potrivit România TV. În alta curte de casaiei justiție, ICJ, a decis că marja de eroare tehnică a aparatelor radar aflate în dotarea poliei rutiere să nu mai fie luat în calcul la stabilirea vitezei oferului contravenient. Înregistrarea făcută de radar e singurul document valabil, care nu mai poate fi astfel contestat apelând la calcule interpretări legate de marjele de eroare în baza cărora radarele au fost omologate și calibrate. Decizia instanței este pronunțată, dar încă nu este aplicabil pentru ce nu a fost publicat în Monitorul Oficial. Marja de eroare care nu e prins în nicio lege rutierii de care judectorii n-au cont doar în funcție de percepția lor asupra cazului reclamat, nu mai este acceptat în instant. În alta curte de casaiei justiție, ICJ, a desfinat această mic portii tehnică a oferilor gerbii. În interpretarea sublinierei aplicarea dispozițiilor. 3.1.1 din norma de metrologie legal NML 021/05 aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor, cinemometre, aprobat prin ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legal numărul 301 din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei sunt cerințe metrologice aplicabile numai în procedura de atestare a unui cinemometru de către entitățile prevăzute la articolul 4 din ordinul sus menționat, respectiv doar la momentul verificării sublinierei omologării aparatului. Obligatorie, potrivit dispozițiilor articolul 517 alin. 4. Din codul de proceduri civil. Pronuncat, în subliniere din public, astăzi 19 februarie 2018. După redactarea considerentelor sublinierei semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, partea I.
Cu alte cuvinte, marja de eroare este admis doar în procedura de omologare a aparatului, nu i atunci când înregistrările radarului sunt folosite pentru aplicarea sancțiunilor la regimul rutier. În aceste condiții, contestarea imaginilor este imposibil în lipsa acelei marje tehnice de erorare desfinat de decizia AGJ. Până acum, judecătorii aplicau legea în mod diferit. Unii acceptau marja de eroare a acestor aparate radar, alii nu ținau cont de ea. Aplicarea legii avea diverse interpretări și se făcea numai în minus pentru ce se lua în calcul prezumția de nevinovie. Această decizie a unificat practica în interesul legii la nivelul întregii, la nivelul tuturor instanelor, semn ce nu se va mai lua în calcul marja de eroare a aparatelor radar. Acea eroare e valabil doar la calibrat, la omologare. În acest context, putem spune ce, deși acest lucru e imposibil, toate aparatele radar ale poliției rutiere sunt perfecte. Cât arată, cu atât a condus oferul. Doar Parlamentul poate îndrepta lucrurile prevzând direct în lege acest marj de toleranță ca în alte state europene. Ar putea să introducă această problemă a marjei de eroare în lege pentru ce cum nu există. Era aplicat doar pornind de la faptul ce marja de eroare a fost admis la calibrarea și omologarea aparatelor. Ne-a explicat avocatul Mircea Ursoa. Decizia CJ despre care specialiștii spun ce e contrar cu normele europene, e pronunat, dar nu produce încă efecte pentru ce nu a fost publicat în Monitorul Oficial. Actul care face referire la excluderea marjei de eroare a aparatelor radar în stadiul de redactare. Pentru agenții rutieri e mai simplu, mai puine contestai. În ceea ce-i privete pe agenții rutieri, nimic nu se va schimba în modul lor de acțiune. Ei vor folosi ca și până acum aceleași radare în baza cărora vor redacta procesele verbale de constatare a înclecerii regimului de viteză impus de lege. Experiența i-a învățat pe agenții rutieri să nu sancționeze oferi care rulează la limita vitezei. Se feresc pentru a evita orice dubiu când e vorba de câțiva kilometri pe oră care fac diferența, iar procesul verbal de contravenie putea fi astfel demontat în instant. Acum, e mai simplu pentru ce oferul nu va avea cum să mai conteste viteza înregistrat de aparatul radar pentru ce a fost eliminat marja de eroare, ne-au spus reprezentanții ai poliției rutiere.